Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare! Sunt Irina Alionte și alături de invitații mei îmi face plăcere să discutăm despre cum ne construim o viață frumoasă, bazată, bineînțeles, pe principii sănătoase. Vorbim despre ce înseamnă o transformare completă din toate punctele de vedere fizică, mentală, emoțională, a stilului de viață. Astăzi vreau să vorbim în special despre cum ne setăm pentru succes și cum facem să obținem acea transformare mentală, a mindset-ului de care avem nevoie, astfel încât să ne atingem toate obiectivele și să reușim tot ceea ce ne propunem. În acest sens, am adus alături de mine o invitată foarte dragă, care are o experiență vastă în tot ce înseamnă business, antreprenoriat, marketing, lider și pasionată de neuroștiințe, dar și de fizică cuantică. Are o experiență de 25 de ani în domeniul business-ului și s-a remarcat ca director de business development și marketing la una din companiile multinaționale din capitală la care a lucrat timp de 15 ani. Mai mult decât atât este speaker invitată la nenumărate conferințe în întreaga țară pe teme de business leadership și marketing și de asemenea este coach unul la unul și consultant de business pentru antreprenori de top, executiv și CEOs în companii foarte mari din toată România. Așadar, e o plăcere să o am alături de mine cu atât mai mult cu cât și eu am experimentat lucrul unul la unul alături de ea și am obținut propriile mele revelații, atât pe plan personal cât și pe plan de business și într-adevăr e unul din oamenii care mă ajută să-mi accelerez succesul și să-mi duc businessul la următorul nivel. Așa că am vrut să o aduc și alături de voi să învățăm din experiența ei și uh, este un om cu adevărat pasionat de ceea ce face. Îmi pare foarte bine să o am alături de mine în studio, la pagina de media, pe Elena Badea. Bună, bună, Irina, mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt și eu uh, nerăbdătoare să dezbatem o uh, mulțime de lucruri care țin de mindset, de atitudine, de convingeri, de valori. De-abia aștept. Um, ești o persoană care mă inspiră din foarte multe puncte de vedere și ai ajutat foarte mulți oameni să aibă propriile lor transformări, dar până l-ai ajutat pe alții, sunt curioasă prin ce transformări ai trecut tu la rândul tău pe parcursul timpului pentru a deveni, nu? Că suntem într-un proces de devenire întreaga viață, de a deveni cine știu uh, astăzi cu skillurile tale, cu abilitățile tale, cu tot ce ai tu de oferit oamenilor și ce înseamnă această transformare pentru tine, cum mare Pentru mine transformarea a avut mai multe etape. Prima etapă a fost cea de uh, drum către mine însă, pentru că uh, am avut un proces susținut de autocunoaștere și m-a ajutat foarte mult să înțeleg cine sunt eu în viața mea. Am făcut-o ca partea unui proces structurat, dar uh, am făcut-o și prin felul în care viața mea a dus în uh, cale fel de fel de situații, pentru că de fiecare dată când uh, ajungeam într-o situație complexă evident că puneam și mă mobilizam resurse ca să o rezolv și apoi stăteam și reflectam. Și reflectând, la felul în care uh, am ajuns la succes sau la felul în care nu mi-a ieșit atât de bine, am reușit să mă cunosc și în felul acesta. Însă, partea care m-a ajutat cu adevărat a fost uh, această autocunoaștere structurată prin uh, fel de fel de lucruri care țin de baterii de teste psihometrice. De exemplu, eu pot să spun despre mine ce tip de temper temperament am, ce stil de personalitate ce stil de comunicare și le spun celor cu care... Ce de negociere și le spun celor cu care lucrez că autocunoașterea este o sursă importantă de încredere în sine, mai ales pentru antreprenorii la început de drum sau pentru oamenii tineri. Deci, self-awareness-ul este da. o componentă cheie atunci când vrem să avem succes, da. deci, practic, să ne cunoaștem la ce suntem buni, la ce nu suntem poate atât de buni sau Sigur. ce limitări avem și până Sigur. unde putem să jonglăm. Și cu Și convingerile trebuie cunoscute și cele susținătoare și cele limitatoare și valorile și cele care sunt esențiale sau, mă rog, top 10, ca să spunem așa, valori fundamentale dar și cele dincolo de acestea. Și trebuie să ne cunoaștem și stilul de motivație, trebuie să ne cunoaștem în multele dimensiuni ale Ființei noastre, și mental, și fizic, și ca mindset, ca să putem să lucrăm cu noi apoi în cunoștință de cauză. Și uh, pentru că ai menționat uh, valorile, tu ai o companie de training și consultanță intitulată chiar așa, Valoria, valoria Business Solutions. Uh, eram curioasă care uh, sunt valorile după care te ghidezi tu, atât în viață, cât și în business, și uh, cât de important este să ne cunoaștem aceste valori. Um, valorile mele sunt leadership, învățare și pasiune. Astea sunt cele trei cele mai importante uh, și sunt uh, întotdeauna încântată când primesc întrebarea asta ce e important pentru tine sau care sunt valorile tale. Dar trebuie să știm că în structura de valoare a unei persoane sunt între 200, 600, poate chiar 1000 de valori. Wow. Și este important să ni le cunoaștem măcar pe uh, cele 10 fundamentale, 15 fundamentale, care uh, atunci când sunt, sunt încălcate sau când nu pot fi manifestate, că nu pot fi trăite, simțim că viața noastră nu are sens, că lucrurile sunt de nesuportat din punct de vedere al felului în care uh, suntem cu noi înșine și cu ceilalți. Și sunt exerciții ghidate sau sunt teste prin care cei interesați își pot afla aceste valori fundamentale. Un alt lucru pe care l-am aflat este că fiecare dintre noi are o valoare esențială care, în schimb, nu se poate afla din aceste mici teste de pe internet și care trebuie uh, aflată în urma unui demers de coaching, de explorare de sine, ghidată de un coach. Și bănuiesc că până la urmă toate deciziile noastre au la bază exact. sistemul propriu de valori, exact. nu? De la alegerea unui partener exact. de viață, la alegerea unui angajat Sigur care trebuie da. să se să coincidă cu valorile e, companiei noastre, Exact. Nu? Deci sunt, va, valorile sunt baza uh, deciziilor noastre, sunt mecanismele din spatele deciziilor noastre. Da. Spre exemplu, mereu când recrutez un antrenor la centrul meu de fitness, mă întreb uh, oare coincide cu valorile noastre de a crea un spirit da. de familie, adică vreau pe cineva prietenos, cald, apropiat de oameni. Coincide cu experiența wow, care e o altă valoare pe care o insuflăm oamenilor și cred că e foarte important ca oamenii să-și delimiteze, să-și definească foarte clar atunci sistemul când, de valori. Exact, atunci când îl cunoaștem, dar mai ales când ne ducem către ceilalți cu valorile noastre uh, numite, cu valorile noastre uh, explicate, oamenii știu despre ce suntem. De exemplu, dacă merg și spun sunt Elena Badea, sunt pasionată de psihologie, iar valorile mele sunt lideri și pe învățare și pasiune, lucrurile devin puțin mai clare instantaneu și apoi putem de acolo să construim. Da, și tu prețini și un nivel de încredere foarte mare, cred că și asta e una din da. valorile tale. Și lucrezi cu foarte mulți oameni da. de succes. Cum îi sfătuiești? Cum e mai bine să ne planificăm viața așa cu obiective sau aceste obiective cumva creează o presiune nenecesară asupra noastră, știi? Pentru că sunt două abordări. Una în care ne structurăm așa și ne setăm țeluri, goluri, avem viziune, ambiții foarte măsurabile. Sau abordarea în care go with the flow, luăm fiecare zi ca atare, luăm lucrurile așa cum vin și nu ne plănuim prea mult în avans, că oricum s-ar putea să fim dezamăgiți dacă nu ne iese. Da. Și atunci... Cum e mai bine? Ce recomanzi? Răspunsul sigur e și și în funcție de tipul omului cu care stai de vorbă. Pentru că, așa cum știm, de exemplu, sunt oameni care își direcționează și funcționează foarte bine de parte de durere pentru a evita neplăcerile pe care le asociază, riscurile pe care le asociază cu o anumită situație, de exemplu, planul de viață. Asociind mai mult riscurile cu ideea de a nu avea un plan de viață, ei acționează atunci și își fac. Dar sunt și oameni care funcționează pe partea cealaltă în Spre plăcere. Și atunci, în funcție de cum este tipologia respectivă, trebuie să lucrăm cum este cel mai potrivit pentru omul din fața noastră. Dacă avem pe cineva care este orientat mai degrabă în felul acesta de parte de durere, probabil că îmi vă face să planifice spunându-i uh, iată care sunt lucrurile pe care le vei evita și cum vei fi safe făcându-ți plan. Dacă este de cealaltă parte o persoană înspre plăcere, vei spune iată care vor fi bucuriile pe care le vei, realizările care te vor bucura și te vor încânta odată ce ți-ai făcut planul și ți-ai făcut obiectivele și ți le-ai și atins. Deci, practic, sunt două tipologii de persoane da. orientate Pre plăcere sau care vor să fugă de, de durere. Acum o să și mă întreb eu: în ce categorie fac parte? Păi, vestea bună este că tu ești un pic de parte de durere, dar ai. adică, cumva, ești <gântu -i> pe, Între, nu? Da, așa între, mă la mijloc. Și eu. da exact, okay. așa ești. Um, sunt. Că mă cunoști deja, da, 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 de bine. Sunt, sunt mai multe dimensiuni care definesc o persoană, acesta este una dintre ele. Mai sunt stiluri ale motivației, mai sunt moduri sau orientări principale. De exemplu, sunt oameni care sunt foarte încântați și se duc spre obiecte. Să sunt motivați sau doresc mm -hmm, palpabile. Exact, tangibile. să aibă lucruri tangibile. Sunt oameni adică care Adică vor să vadă 100.000 de, de euro exact, în cont acolo simplu, până noaptea. clar. asta nu știu că am succes, nu? Exact. Da, sau casa, sau mașina, sau asseturile și Materiale. așa mai departe. Da. Ok. Sunt Nimic o... neregulă cu asta. Nu, nu? foarte ok. Există această tipologie, există persoane care sunt orientate spre oameni. Aha, și care, relazii. Exact vor relații, vor să fie conectați cu anumite tipuri de oameni, să fie în anumite cercuri și ăsta este modul principal în care își validează că au ajuns la succes. Mm. Și celelalte, dar acesta este modul principal. Există oameni care sunt foarte, foarte orientați spre acțiune și care vor tot timpul să aibă ceva de făcut. Și sunt acei oameni care ne spun, doamne, nu pot să stau pentru mine o zi în care stau, este inimaginabil, eu trebuie tot timpul să am ceva de făcut. Un proiect nou mm. sau 10 proiecte noi. Așa mai. se simte ei productivi sau eficient. A și a ăsta este felul în care își uh, prezintă succesul, faptul că au tot timpul ceva de făcut, că deschid lucru noi antreprenori. Interesant. Și există, exact. Ex probabil. Da, da, da. <laughs> uh, și uh, există oameni care sunt foarte, foarte încântați de locuri. Mm -hmm. Și care își uh, uh, semnifică succesul prin am uh, reușit să ajung acolo sau am reușit să petrec timp uh, în uh, nu știu, Miami sau să... Îi interesează foarte tare zona aceasta sau definirea aceasta prin locuri. Am călătorit și am văzut 200 de Am bifat de țări. X experiențe, da, în experiențe în viața experiențe, mea. Da. Mm. Și trebuie să... Asta le spun și managerilor și directorilor executiv cu care lucrez. Până la un anumit nivel este foarte important să te pricep la business. Este foarte important să fiu un bun profesionist. Dar de la un anumit nivel încolo trebuie să încep să te pricepi la oameni. Ah, și să poți să te uiți la un om și să spui: "Observ în interior să spui, observ că Irina este și încântată să meargă înspre plăcere, dar în egală măsură are și un pic de orientare de partea de durere." Și să lucrezi în felul acesta, în cunoștință de cauză cu potențialul și caracteristicile oamenilor cu care vrei să faci echipă, nu? Da, foarte interesantă clasificarea asta. tipurilor de obiective sau lucruri către care tindem nu uh -huh. am mai uh, auzit o prezentată în forma asta până acum. Deci putem să vrem lucruri materiale sau da. acțiuni sau locuri, experiențe sau să ne ghidăm după relațiile interumane exact. pe care cercul de influență exact. pe care Și vreau să-ți mai dau o, o perspectivă. Uh, există oameni care uh, au această percepție că odată ce ți vorbei de încredere, odată ce ți-au acordat încrederea este uh, pur și simplu pentru totdeauna, știi? Faci parte din echipa mea, ești uh, aici da. cu noi, ai încrederea mea da, asigurată. E, e, asigurată. Sunt oameni care ți-acordă încrederea uh, pe. O, în urma unor te, uh, încercări pe care tu le-ai trecut uh, cu bine. De exemplu, de trei ori mi-ai dus proiectele până la capăt, gata, ai încrederea mea. Sunt oameni care pe o perioadă de timp, dacă te văd că faci bine un anumit lucru, te monitorizează trei luni, șase luni, cum avem perioadă de probă de trei luni, nu? Corect. Așa au văzut uh, că uh, este totul în regulă, ești de al nostru și sunt oameni care tot timpul te întorc la square zero. Mm -hmm. și zici, uite, am făcut proiectul ăsta, l-am reușit, este minunat, așa și? Ce vrei să fac acum? Veșnic Și te întorci, și te întoarce, și nu-ți acordă încrederea, și te întoarce la uh, punctul de început, indiferent de cât de mult reușești sau cât, cât de mult aduci. Și sunt o grămadă de alte lucruri pe care trebuie să le învățăm despre noi, bineînțeles, dar și despre ceilalți, ca să putem să lucrăm cu oamenii acolo unde este potențialul lor și acolo unde este cel mai ușor de a genera rezultate cu ei. Bun, deci în general tu recomanzi că e bine să ne setăm anumite obiective indiferent de sfera în care sunt da. acestea, în funcție de tipologia da. noastră da. de persoană. Da, dar în egală măsură trebuie să știm uh, următorul lucru și asta este deja facts and data. În momentul în care ți-ai scris obiective, ai 30% șanse să le și realizezi, să le și atingi, în momentul în care ai făcut și un plan de acțiune, ai 61% șanse să și Aha, realizezi. Aha, interesant. Deci obiectivele fără un plan de acțiune exact. rămân acolo, la da. nivel de wishful thinking, exact. nu? de ce aspirații avem. Bun, deci acțiunea e foarte importantă uh -huh. și de multe ori vine mintea care ne sabodează sau ne pune uh -huh. bețe în roate. Tocmai când suntem gata să luăm acțiune, ok, ne-am clarificat ABC, uh -huh. câteva obiective importante pentru noi, fie că e vorba de stil de viață, sănătos, să merg la X număr de antrenamente, fie că e vorba de business, anumite cifre pe care vrei să le atingi da. și apoi sau vrei să fii speaker, sau vrei uh -huh. să fii creator de conținut, să faci lucruri în afara zonei de confort și apoi vine mintea și ne spune, stai puțin, dar unde tine. te crezi, dar cine ești tu să faci uh -huh. asta? Um, și acea voce din noi care ne critică, ne judecă, ne sabotează uh -huh. uneori și ne pune piedici când uh -huh. noi vrem să Ce. obținem acele obiective. Ce facem ca să nu-i mai dăm atât de multă crezare, minții? Este un proces Destul de îndelungat să ajungi să ai o relație bună și să scoți din priză criticul interior sau să îl faci să nu mai fie atât de vocal. Exact, știi? criticul interior. Da. Criticul interior este vocea altora în mintea noastră. Mm. Și eu prezint lucrurile în felul următor. Copiii când vin pe lume, vin numai cu semințe de înțelept și părinții ar trebui să ia acele semințe de înțelept și să le planteze și să facă în interiorul copilului să crească uh, un copac înflorit, minunat de înțelepciune și uh, asta este ceea ce știu sigur că e calea bună. Din păcate, uh, părinții nu prea știu să identifice semințele de înțelep și să le facă să dea roade, dar în schimb, pentru că asta s-a întâmplat și în viața lor, plantează semințe de critic. Păi, de ce să fii mulțumit? Că eu, dacă ești mulțumit, n ajungi nicăieri. Asta e așa, să te fac să fii constant grăbit, constant nemulțumit de tine, constant orientat spre ceilalți, constant, mai știu eu, în ce Comparația fel. cu Co alți Comparându-te și așa mai departe, da. Și asta pentru că cu bunele intenții, bineînțeles, la pachet, astea sunt căile validate sau căile pe care le cunosc și ei pentru a ne face să a, ajungem să avem o viață bună. Deci de și, aici provine. De aici provine. Și ajungem de a, părintele constant mulțumit părintele care tot timpul vrea să poți mai mult, părintele care ne întoarcem la modul în care și acordă încredere, poate că i-ai adus nota de 10 și în loc să te felicite a, pentru că, na, a, e un lucru bun, îți spune, dar de 8 de ieri de la chimie, ce facem cu el? <gână> Mm. și în felul acesta crește în interiorul nostru o tufă de mărăcini, așa spun de că înțelept este un copac cu flori frumos, plăcut, care pur și simplu e o plăcere să stai acolo și să te bucuri de el avem o tufă de mărăcini în care tot timpul, indiferent cum ne așezăm, ne înțeapă ceva niciodată nu e bine, știi? Păi să luăm macetă atunci să tăiem așa mărăcinile, se și face, nu? Așa se și face și puținele sau mai multele realizări sunt așa ca floricelele de, de mac prin mm -hmm. mărecinia aia, știi, dacă ai imaginea. Mm -hmm. e, ori eu văd extrem de mulți oameni care vin tocmai pentru a scăpa de acest critic interior și tocmai pentru a-l uh, face pe înțelept să preia, să preia rolul principal în viața lor. Și se poate. Cum? Uh, sunt procese de coaching, sunt sesiuni unul la unul, sunt explorări. Da' așa o tehnică pe care să o dai oamenilor uh, așa, okay. uh, un exemplu. I da. Atunci când vine acea voce care ne zice cine ești tu să faci asta, da? Ca să mergi mai departe, să iei acțiune, în ciuda acelei voci critice. Este, este foarte bine ca în momentul în care vine vocea și spune ceva care nu te ajută, nu te duce înspre ceea ce tu-ți dorești, înspre obiectivul tău, să, uh, îi, uh, să o întreb cine ești tu. Uh -huh. Cine ești tu? Ce vrei să-mi spui, de fapt? Care este mesajul pe care îl. Adică, ce, ce înseamnă lucrul ăsta? Fiindcă, în teoria multiplicității, noi nu suntem o personalitate și atâta, suntem mai multe subpersonalități. Și în momentul în care una dintre subpersonalități se exprimă în interiorul nostru, poate că e frică. Să stai de vorbă cu acea da, parte? Și să, exact. Mm -hmm. Spui, ce, cine ești? Tu vreau să-mi spui ce ai în momentul de față de ești așa de speriat sau așa de îngrijorat sau așa de uh, preocupat de obiectivul pe care eu mi l-am pus și de felul în care m-am gândit să mă uh, duc cu acțiune înspre obiectivul meu. Mm -hmm foarte interesant. Mm -hmm. Și practic în felul acesta o domolim, acea voce și nu mai are atât de multă putere asupra da, noastră. Da, orice parte auzită sau cu care se comunică, deci așa cum spuneam, nu suntem o personalitate unitară, mm -hmm. ci o sumă de subpersonalități. Când uh, îi dăm atenție, când uh, o întâmpinăm în dialogul interior și vrem să vorbim și să aflăm mai multe, este uh, super fericită că a primit atenție și se liniștește și se domolește, măcar e pe moment. Important este să nu lăsăm acea frică să ne paralizeze izeze și să nu exact. mai luăm acțiune către ceea ce ne dorim cu adevărat. Și uh, tu îmi inspiri uh, așa mereu încredere și uh -huh. uh, transmiți oamenilor mult curaj și uh -huh. uh, ai și o viziune foarte big thinking uh, uh -huh. în sensul în care uh, ajuți oamenii să facă lucruri pe care înainte poate le credeau imposibile. Da. Și atunci, cum îi îndrepți să-și controleze imaginația, să se focuseze pe ce vor să obțină versus ce nu vor să obțină? Pentru că tu ai o vorbă foarte interesantă că nu putem ghici viitorul în sensul bun, în sens sensul în care fi deschis oricăror posibilități, poate cele mai neașteptate visuri tale se pot împlini, că nu știm ce ți-aduce ziua de mâine sau luna următoare, se pot întâmpla lucruri da, în beneficiul tău. Și atunci cum te concentrezi pe ce vrei să obții pe partea aia bună, pozitivă, versus pe ce n-ai vrea să se întâmple? Este... Uh, o, un demers de a defini da, eu am trei principii pe care le aplic întotdeauna, pe unul vi l-am spus, dar o să le numesc din nou. Numai criteriile aduc claritatea, deci definirea criteriilor, felul în care arată succesul sau felul în care arată următoarea secvență din viața mea îmi dă claritate. Al doilea este numai autocunoașterea aduce încredere în sine și pentru că sunt o persoană care se cunoaște Transfer această încredere, și uh, simți tu că vin cu atâta încredere înspre cei cu care lucrezi. Și a treia este numai structura aduce rezultate, adică felul în care uh, sistematic, cu uh, consistență, cu consecvență, uh, te ocupi de planul pe care l-ai făcut. Evident că este ok să mai ajustezi, este evident ok să mai corectezi, dar per total. Un plan bine făcut te duce la rezultatul pe care tu-ți-l dorești în viața ta, și eu am văzut asta, adică în momentul în care am avut ocazia să merg și să predau la Griffith School of Management din Oradea, am văzut acolo ceva unic în țara asta, adică un colectiv de profesori extrem de vizionari care punea studenții încă din prima zi să facă două lucruri, un test de personalitate disc și un plan de viață. Hmm. și cei mai mulți dintre studenții care uh, au trecut prin acest proces și apoi au fost îndrumați de profesorii de acolo, uh, au ajuns uh, foarte, foarte bine pe mecanismele pe care le foarte inovativ. În da. business suntem obișnuiți să facem da. un plan de business sau un plan de management, dar iată că și un plan de viață da. e la fel de important. Ce vrem să facem? Și apropo de exemple concrete, mm -hmm. pentru că astea ne pot inspira și putem înțelege mai bine munca din spate, ți-au trecut sute de oameni da. prin mână la cabinetul de coaching, unul la unul, oameni de succes, mm -hmm. care e o poveste așa dragăție a unei persoane care să spunem că a făcut un switch mental și a făcut un de declic și a transformat ceva uh, în viața sa. Sunt foarte multe lucruri la care mă gândesc și sunt mulți oameni uh, cu care am lucrat pentru acest declic mental și pe eu, au avut transformări extraordinare. Dar îmi vine în minte un tânăr antreprenor cu ceva experiență care venea la pachet uh, și cu o poveste de viață destul de încărcată uh, și cu um, niște relații destul de dificile cu uh, părinții, uh, Chiar, pe care le resimțea chiar și acum în perioada adultă a vieții. Uh, și uh, a fost de o perseverență extraordinară. Deci imaginează-ți că a venit exact o dată la două săptămâni, o dată la două săptămâni, odată, nici măcar nu era din București, venea de la o distanță destul de mare și era uh, atât de uh, determinat să facă schimbarea, uh, pentru că foarte multe lucruri nu funcționau chiar ok în viața lui. În interior simțea faptul ăsta și a stat pe proces și a reușit să fie extrem de integrat, bine, să se cunoască, să-și înțeleagă potențialul, să aibă o relație bună cu el, să nu mai audă vocea părintelui care îi spunea poate că nu este suficient de bun sau că să, nu o să facă niciodată mare brânză cu viața lui și așa mai departe. Deci a avut singurul lucru pe care eu îl recomand este uh, menține procesul și uh, stai în proces. Pentru că dacă menții procesul și stai în proces, cel cu care lucrezi știe să te ghideze și știe să îți susțină transformarea. Vreau să te întreb foarte multe lucruri, că ești așa o resursă de cunoștințe. Știu că studiez multe, documentezi foarte mult de aceea și scrii articole și ești invitată ca speaker. Nici nu știu când ai timp să le faci pe toate. Și vreau să te întreb cum facem să ne schimbăm un comportament, un obicei poate nesănătos într-unul sănătos pentru noi. Să spunem că avem un obicei nu știu, din a pierde nopțile la seriale în fața televizorului și să dormim foarte puține ore, rezultând că a doua zi avem foarte puțină energie și e nevoie să apelăm la cafea, la energizante, ceea ce nu ne face bine. Uh -huh. Cum facem să implementăm un obicei uh, sănătos în schimb și uh, cât timp durează să avem un nou obicei? Ok, de cel mai multe ori cei care au aceste obiceiuri uh, bine împământenite, ca să spun așa, nu pot face uh, procesul, nu pot parcurge procesul singuri. Pentru că dacă l-ar fi putut parcurge singur câtuși de puțin, ar fi făcut-o deja. În schimb, unii dintre ei pot simți o stare de disconfort puternică a doua zi până la nivelul la care să spună nu mai vreau, gata, până aici, știi, să existe un moment din acesta. Pentru că profesorul meu spunea că dezgustul este o emoție foarte importantă în transformare. Dezgustul însemnând momentul acela în care ți-e clar că nu mai vrei să fii în forma sau în felul în care ai fost până atunci. Și spui, gata, până aici m-am săturat de această versiune a mea. Vreau să depășesc felul acesta de a fi și să mă duc într-o altă stare. De-abia atunci când apare dezgustul, oamenii pot aplica singuri o astfel mm -hmm. de tehnică. Mm -hmm. Pentru că dacă nu. Ei nu pot face mai mult decât să fie disconfortați de obosarea de a doua zi și să se ducă totuși pe pilot automat în a se uita toată noaptea la Netflix. Mm. Și este vorba despre o desprindere de sine. Este vorba despre o stare în care eu pentru mine nu contez pentru că ceea ce am trăit sau ceea ce a venit către mine la un moment dat m-a făcut să mă desprind, să nu... Eu spun că cel mai bine este ilustrată starea aceasta de conectare cu noi de Prințesa Baba de Mazăre. Prințesa Babă de Mazăre simțea Baba de Mazăre prin teancul acela imens de perne. Atât de mult trebuie să ținem la noi, încât în momentul în care simpla proiecția a faptului că eu nu o să mai fiu odihnită a doua zi, că nu o să mai am o energie bună, că mintea mea suferă transformări poate chiar irreversibile prin statul noaptea-târziu, perioadă lungi de timp, Trebuie să mă facă să acționez într-o stare integrată, într-o stare de sănătate, de, de bine cu sine. Dar oamenii ăștia sunt desprijti de ei și atunci nu pot face pasul și au nevoie ori să se li se activeze dezgustul de felul în care sunt și când spun dezgustul, nu o lua radical. Eu așa, pur și simplu o exact. nu? Da, chestia asta este nu, până aici, gata, nu mai pot, nu -saturație. mai vreau da, supra Da, supra-saturație. Ori să conștientizeze că viața lor Resursa lor cea mai importantă, timpul, este arunca pe apa sâmbetei și să meargă către un specialist să spună eu nu știu cum să o fac, pare că singur sau singură nu mă descurc, te rog frumos să ocupă de chestia asta. Și sunt foarte bucuroasă că mulți oameni asta fac. Mm. Practic petrece mult timp în fața televizorului când am putea să ne umplem acel timp cu o plimbare în parc, cu exact, un antrenament la exact. sală, și cu cărți. conștientizează lucrul ăsta și atunci apelează la uh, sprijin, ori la sprijinul uh, prietenilor, ori la sprijinul unui specialist, ori uh, caută să fie susținuți, în, uh, aș modifica obiceiul prost într-unul bun în alt fel. Și cât timp durează să ne formăm un obicei nou? Depinde. Depinde. Pentru că, așa cum spuneai, în funcție, acum, cunoștințele mele de neuroștiințe, în funcție de uh, care sunt structurile neuropsihice care... Uh, între cât și cât. Intervin. Um, eu am reușit să scap de fumat în patru luni. Wow! Okay. A, am făcut transformări oameni care au scăpat de mâncatul compulsiv și erau în situații destul de uh, avansate, de neplăcute da? uh, în jumătate de ani. Dar acum gândește-te, ce înseamnă patru luni sau jumătate de an, uh, când uh, îți rămâne o viață întreagă în care, în mod sustenabil, nu e voință, nu e scrâșne din dinți, nu este uh, ține rețeta și nu te apropia de altceva toată viața ta, este ceva care se întâmplă și rămâne. E adevărat că voința e o resursă epuizabilă, adică ne poate duce până la un anumit punct după care ne, ni se golește cumva rezerva de voință și clacăm, adică de. nu e suficientă. Nu, nu e suficientă. Nu, nu este suficientă și este o resursă de termen scurt. Este pur și simplu o resursă de termen scurt pe care un, un mușchiul acesta unii dintre noi nici nu l-avem antrenat. Adică, ok, uh, am reușit să îmi pun voința și să stau o oră în fața calculatorului. Dacă asta e tot ce poți să faci... Da. Și uh, e, e foarte interesant pentru că e un proces și diferă de la persoană la diferă. persoană. Uh, e important deci să intrăm în proces și uh, să vedem ce rezultate obținem, însă de multe ori oamenii nu intră în proces și pentru că au uh, poate această rezistență la schimbare, la nou, preferăm ce ne familiar, ce este obișnuit, preferăm poate zona de confort, uh, cum facem să depășim această rezistență la schimbare? Sunt patru tipuri de persoane. Patru. Mm. Deci, unii dintre noi vor și sunt deschiși să experimenteze chestii noi fără să aibă prea multe informații neapărat. Deci, vor merge la Body Shape și își vor da voie să aibă o experiență acolo fără să simtă nevoia de a face prea multe verificări și validări. Dar aceștia sunt în medie 2 din 10. Doi. doi din 10, care uh -huh. pur și simplu le spui, știi, există body shape sau știi, există valoria sau știi, există oportunitatea asta pentru tine și ei se vor duce și vor face lucrul ăsta fără să aibă nevoie de prea multe detalii, urmând ca să valideze dacă este pentru ei sau nu. Și nu, nu mai pun prea multe nu. întrebări, iau acțiune no. direct. Exact. 20% din oameni. Exact. Okay. Apoi sunt uh, încă vreo 30% care întreabă da, tu știi de body shape, ai auzit? Și vor să vadă că oamenii apropiați le dau un feedback ok. Ca o validare. Ca un fel de validare relațională. Da, am auzit, e ok, a fost și Georgiana și a plăcut mult și așa mai departe. Deci acești oameni care sunt pe network social, da? Și apoi sunt uh, 40% care uh, funcționează pe siguranță și încredere. Adică în marketing uh, știi, cum uh -huh. spunem noi, că le trebuie între 9-12, chiar 16 puncte de validare. Interacțiune, adică? De intera le, da și uh, constant să afle că e ok. Constant să afle că e ok. Asta înseamnă, mă duc și văd pe website, mă duc și văd pe social media, mă duc și întreb prietenii și toată lumea îmi spune că e ok. Mă duc un pic, mai și la podcast, la ora de transformare, o văd pe Elina, văd ce invitați are, înțelegi? Și oamenii aceștia decid foarte greu și ei sunt oamenii care nu uh, testează, nu experimentează. Ei vor mai întâi să știe despre ce este vorba. A și de cât timp este brandul ăsta? Cum? Numai de 2 ani? Păi ce știu eu, ce știu ei. Știi? Mm -hmm, Cam mm -hmm. așa. Și apoi există. Ceilalți 10% care sunt foarte greu de mulțumit, ca să spun așa, pentru că dacă mai inventăm un internet ca să verifice uh -huh. informații despre un coach sau un business sau o oportunitate, Scepticii. da, sunt foarte precauți și foarte sceptici și uh, au nevoie de extrem de multă validare personală, ca să, personală, îți dai seama, ca să meargă spre o decizie sau să iau acțiune. Bun, deci automat rezistența lor la schimbare va fi mult mai mare și mai greu de depășit. Sunt și alte dimensiuni, dar gândește-te că în momentul în care intersectezi o dimensiune de înspre plăcere cu una de departe de durere, niște stiluri de motivație, niște modalități de validare, că sunt oameni care funcționează pe validare internă, lască, știu eu, mă duc eu acolo și văd ce fac, și sunt alții care funcționează pe validare externă, adică întreabă 20 de oameni ca să îi spună dacă să se ducă la coach sau nu. Deci sunt foarte multe dimensiuni. De asta uh, ce încerc să spun este că noi funcționăm în viața noastră pe pilot automat. Sau așa cum am uh, ajuns să fim. Dar o grămadă de potențial rămâne ne, uh, rămâne acolo, nedeslușit, necunoscut, nefolosit. Și e, e mare păcat. Pentru că sunt oameni care, odată ce... Fac un prim pas în direcția potențialului lor, mergând și uh, aflând ce pot să facă fizic sau mergând și aflând ce pot să facă uh, mental, la nivel de mindset, de convingeri, de valori. Dintr-o dată, viața lor devine un loc foarte, foarte fain. Foarte, foarte fain. Mm. Da, și oamenii nu sunt simpli. Oamenii sunt uh, structuri complexe, biopsihoemoționale hai să zicem, emoțională, că adică este, este un lucru în care, cum să spun eu, este plăcerea de a descoperi cum sunt oamenii, pentru mine este extraordinar. Hmm. Și totuși când vezi că cineva e reticent la schimbare, dar vrea să o facă, adică își dorește, dar uh, e frică și are această rezistență la ceva nou, necunoscut, uh, diverse frici pe care le poate avea, ce l-ai sfătui? L-aș să facă cel mai uh, se ia cea mai mică acțiune, cea mai safe și cea mai mică acțiune. Asta mi se pare cel mai ok. Mm -hmm. Ok, ți-e frică să mergi la coach, dar poți să-ți întrebi prietenii despre cum a fost experiența lor de coaching. Mm. Să mă împașmărui. Exact. Mm -hmm. Și, dar constanți și în felul acesta sau cum se vorbește despre mersul la sală, ok, nu ești pregătit să mergi la sală, dar poți să-ți pregătești hainele de mers la sală și să le lași un pic să le vezi la mm -hmm. vedere nu? mergi la, sau mergi la, la cumpărături de shopping. exact, mergi la cumpărături încălțat cu pantofi de sport sau ceva mm. astfel încât treptat să intri în starea de a merge la sală mi-a plăcut mult la un training de-al tău, ai vorbit despre diverse zone ale creierului uh -huh. și uh, cum sunt acestea împărțite și practic învățăm mai mult despre uh, cum gândim, cum ne funcționează de fapt uh, mintea și uh, eram curioasă cât la sută din acțiunile și deciziile noastre de zi cu zi uh, au la bază mintea noastră conștientă, ce, ce alegem noi în mod conștient și cât la sută vin din subconștient, din programele, convingerile noastre. Da, păi este foarte mult ce se întâmplă în mod automat și nu am nimic împotriva felului de a funcționa automatizat exact sau automat, pentru că dacă acolo e un fond bun și faci în mod automat ceva care este sprijinit de convingeri susținătoare, dacă faci în mod automat ceva care este sprijinit pe valori foarte frumoase, ok, fă automat, e în regulă. Deci dacă în mod automat poți să fii un om de onoare, cu demnitate, cu integritate, care crede că orice ar fi se rezolvă, Vă fie așa. Mm -hmm. da. Deci, este în regulă. Numai că pe pilot automat nu se elicitează doar lucruri atât de frumoase. Pe pilot automat se elicitează frici, se elicitează traume, se elicitează lucruri care pot genera proiecții care apoi să ne oprească din acțiune, și așa mai departe. Vine criticul, vine judecătorul interior, vine perfecționistul, vin în toți ca să ne spună la pachet. Da. E, și atunci lucrurile astea este păcat că se întâmplă pe pilot automat. Și ce fac eu este că lucrez cu oamenii cu care. Mai ales cu directorii executivi, cu antreprenorii, să-și crească nivelul de conștiență. Există acest indicator pe care uh, sunt bucuroasă că pot să-l popularizez, se numește CQ, Consciousness Quotient, este munca unui uh, colectiv de cercetare foarte frumos care știu că este coordonat chiar de un român și uh, există acest test online uh, de Consciousness Quotient și poți afla uh, care este nivelul de conștiență pe care l ai în momentul de față și am fost foarte bucuroasă să, să uh, constat că mulți oameni cu care lucrez își îmbunătățesc în mod trasabil nivelul de conștiință folosind acest tip de instrumente sau alte instrumente. Adică există dovada, ca să spun eu, fiind inginer la bază, pe mine mă interesează să văd și partea aceasta de facts în data. Mm. Da, e partea analitică, cumva, din analitică, tine. Da. Uh, și uh, tu lucrezi cu foarte mulți oameni de succes, și ceo de da. bancă, și executiv, da. uh, și oameni high-level. Da. Uh, ce obiceiuri ai observat că au în comun acești oameni de succes? Uh, clar, unul din ele este să meargă la coach, să se da. descopere, să se cunoască da. pe sine, nu? Ce da. alte obiceiuri ai mai observat că au, cumva, în comun, cunoscându-i mai bine? Uh, se ocupă de corpul lor ca să fie în formă și să aibă energie și să Uh, poate să ducă ceea ce înseamnă activitatea lor profesională, sunt atenți și vor să învețe despre cum este o odihnă bună, se înconjoară de oameni de calitate și chiar nu vor să fie cei mai deștepți din încăperea respectivă, au sesiuni de explorare, știu oameni care merg și află lucruri din călătorii sau din alt tip de experiențe despre ei, dar și despre locuri frumoase din lumea asta, deci sunt deschiși să experimenteze în diverse feluri, și mai ales sunt foarte bine conectați cu ei înșiși, și fac din chestia asta un exemplu și pentru ceilalți. Adică este. Este extraordinar să vezi cu un, un om care înțelege ce înseamnă și leadership, și business, poate să spună în mod clar, integritatea, onoarea, demnitatea, astea sunt lucrurile care îți transformă viața, o relație mai bună cu emoțiile tale, învață despre asta, studiază și îndeamnă și pe ceilalți. Hmm. Da, și pe mine personal, coaching-ul m-a ajutat să domnătesc și mai multă claritate și asupra mea și ce e important pentru mine, dar și în business, și în raport cu echipa, cu colegii, da. cum gestionez relațiile și m-a ajutat foarte mult mm -hmm. mentoratul, coaching-ul, consultanța cu tine, pentru că tu faci trei nu nu cumva. Și tu te-ai abucat și de foarte devreme, adică tu ai avut un feeling în direcția asta și ai avut mentori încă de la Da, început. și, da. Da, da, da. Da, da, fel, da, fel, da, da. da. Uh, și îți mulțumesc și am văzut și că ai o putere de muncă fantastică și uh -huh. eu primesc uneori mail de la tine și la mie sunt opții, dar și la șase dimineața primesc câte <laughs> o prezentare okay. sau... Uh, eram curioasă de unde ți iei tu energia și cum reușești să faci atât de multe lucruri, pentru că ești foarte foarte eficientă. E din temperament. Temperamentul are două dimensiuni. Este latura dinamică energetică a structurii personalității noastre și temperamentul, dar și exercițiul. Bun, dar... și dacă nu m-am născut cu temperamentul ăsta, cum da, fac? Greu, să zicem, mai greu, <laughs> pentru că dacă bateria are numai o liniuță la ora 12 ziua, Aha. e mai greu. Okay. Da, pentru că temperamentul, okay, are un anumit prag de flexibilitate. Unii spun 40%, alții spun 30%, dar totuși, față de caracter care are 70% zonă de modelare, uh -huh. asta este. Deci, e din temperament, în primul rând, și în al doilea rând, este și ceva ce vine din felul în care simt. Eu n-am muncit o zi în viața mea, te rog să mă crezi, adică am făcut o grămadă de lucruri, am lucrat în corporații. Diverse tipuri de contexte, extrem de complexe, da? Dar totuși am simțit mereu că învățarea e mai mare, că devenirea e mai mare, că bucuria de a descoperi lucruri noi și oameni noi e mai mare. Eu nu am simțit ideea asta de muncă se tot vorbește acum de work-life balance, mm -hmm. când de fapt e doar life, nu? Deci de care și munca la categoria life, life și cata. life. Și îți zic, deci sunt oameni care au în interior, din diverse motive, unele fără de voia lor, să zicem așa că au un butoi de varză murată în interior, în mod imaginar și două fărașe de mai știu eu ce chestie Oi, dacă îl pui pe o munte de aur e miroase urât. Dacă îl pui în cea mai frumoasă relație, e miroase urât. Dacă îl pui în cel mai frumos loc de pe pământ, în -un fața unei asfinții de soare, e miroase urât. Există astfel de oameni. Există astfel de oameni care au nevoie de sprijin, au nevoie de ghidaj, au nevoie de transformare pentru ca în interiorul lor să ajungă să fie așa ca o zi de primăvară, cum spun eu, să fie soare și lumină și proaspăt și fresh și în felul acesta ei să și poată percepe situațiile vieții lor în fel așa. Adică curat, fresh, proaspăt. Și să știe să se bucure. Să știe să se bucure la urmă. Da, să poată să se bucure. Că poate ar ști, dar dacă Mm, Să-și dea voie. Da. Da, la da, bucurie. Da. Uh, și uh, cum facem să ne mărim totuși productivitatea astfel încât să reușim să ne atingem tot ce ne propunem uh, într-o zi? Pentru că vrem eu, și uh, sală, și gătit, și mâncat sănătos, și cumpărături, și timp cu familia, și prietenii, pe lângă lista interminabilă de la job și uh, diversele ambiții în carieră. Irina, este o chestie foarte importantă că nu există one size fits all. Asta hmm. cred că am reușit să transmit, că uh, fiecare dintre noi uh, are acești parametri într-un anumit fel. Ok, există oameni care au o relație foarte bună cu timpul și care pot să-și organizeze ziua pentru că au această percepție că timpul e o resursă și trebuie să fac ceva cu ea. Dar există oameni care nu au o relație bună cu timpul. Cu este... e dușmanul. Exact, lor. timpul e dușmanul lor cu care se luptă. Care tot timpul sunt în, într-o relație proastă și lucrurile astea pot fi modificate, și există mai multe zone din care poți face ca o persoană să fie mai productivă. Ce vreau să spun, și cel mai important mesaj al meu este: mergeți și lucrați cu oameni care poți să vă ghideze transformarea, pentru că dacă o faceți singur, cel mai probabil va dura mult mai mult decât ar dura să colaborezi cu cineva. Și uh, faceți în așa fel încât devenirea voastră, ghidată de cineva care se pricepe, să fie în uh, beneficiu vostru din toate punctele de vedere. Dacă în 4-6 luni, luni poți deveni altcineva, ce sens are să stai și să buchisești un milion de cărți pe care coachul le-a citit deja și un milion de uh, metode pe care el știe să-ți le ghideze? E un shortcut. Uh, și totuși ai anumite tehnici la început de zi, uh, de planificarea zilei, astfel încât să reușim să ne okay. bifăm sure. tot ce vrem să facem. Sure. Cel mai uh, bine este să faci lucrurile uh, într-un mod cu energie bună. Adică să-ți imaginezi că ziua ta va avea succes și să te pui în starea de a porni uh, înspre sarcinile tale cu energie bună. Gestionarea stării este primul lucru. Cum faci asta? Cu o meditație, cu un pic de sport dimineața, cu un pic de uh, endorfine din altfel de activități de dimineață, totul e ok. După care pune și uh, făți un plan. Eu cred că am explicat destul de bine că odată ce ai niște obiective și un plan, șansele de a avea o zi bună cresc. După ce ți-ai făcut planul, fă ce este mai greu la început. Pentru că ai energie, pentru că poți, pentru că îți vine mai simplu, pentru că, pentru că. Fă ce este mai complicat sau mai dificil la început la modul. Telefoane, meeting-uri, locuri în care te întâlnești cu oameni, lasă partea de creație puțin mai înspre a doua zonă a zilei când știi că deja ai rezolvat ceea ce era urgent, ceea ce era uh, esențial. Și ia-ți timp în a doua parte a zilei să faci lucrurile astea care necesită un pic de stat cu tine, de lucrat uh, uh, mai intens pe anumite documente și o să fie ok. Dar nu toți oamenii pot face asta. Nu toți oamenii. Am văzut oameni care au, fost, uh, au pierdut o jumătate de zi, Dumnezeu știe cum, și în două ore seara reușesc să rezolve extraordinar de multe lucruri. Însă, ca și metodologie generală, cred că în felul acesta, o gestionare a stării de dimineață, astfel încât să încep cu energie bună, o meditație, un pic de sport, o rutină de dimineață frumoasă, un mic dejun echilibrat, nu că și alimentația contează, și apoi un plan al zilei care să se plieze pe felul în care este bioritmul tău, cum te știi tu că poți să funcționezi mai bine. Sunt excelent și îmi place foarte mult că ai menționat și starea de bine, cât este de important să ne simțim bine. Și de multe ori când avem o listă de to-do așa interminabilă, putem să ne simțim chiar și copleșiți. Da. Și eu la tine am observat că nu ai acest sentiment, da. deși știu cât muncești, știu cam cum arată agenda ta, că mi-ai mai povestit câte cursuri, training-uri ții, ai și coaching-uri, lucrezi și pentru firme, ții și conturi de SEO și executiv. Da. Faci foarte, foarte multe lucruri. Uh -huh. uh, cum faci să nu te simți copleșită de tot ce e în fața ta? Uh, în primul rând, știu că am mai făcut-o, și tot istoricul îmi arată că pot să trec și printr-o zi uh, foarte intensă uh, cu bine, deci asta este un lucru. Uh, cum ar veni track recordul? apoi am încredere în mine, am încredere în mine că uh, știu și că pot să uh, duc lucrurile uh, într-un mod bun înainte. În al treilea rând, eu chiar îmi gestionez stările foarte, foarte bine. Adică am tehnici de respirație sau mici rutine cu care reușesc să mă remontez destul de repede și mă bazez pe astfel de tehnici ca să pot să duc ziua până la bun sfârșit, uite, un alt lucru. Și în al treilea rând, mai deci nu sunt solo player sunt team player, deci cei din jurul meu uh, care mă sprijină, cu care mă consult, cu care interacționez uh, îmi dau această stare bună și încrederea că vom ajunge să bifăm destul de multe lucruri în ziua respectivă și nu mă biciuiesc să știi că eu nu mă mai biciuiesc absolut deloc, pentru nimic, eu sunt într-o relație extraordinară cu mine deci îți spun, nu, de fiecare dată, n-ai reușit, ți-au mai rămas două lucruri, e în regulă mâine dimineață, într-o oră rezolva și chestiile alea și totul o să fie ok. Deci nu fac decât să am un dialog susținător cu mine. Practic ai învățat să iei lucrurile mai mm -hmm. ușor, așa, da. cum să nu da. te mai critici atât. Nu? Pentru că de multe ori ne judecăm singuri. Da. Da. Până la urmă nu ești propriul tău șef, nu e nimeni cu biciul în spate să te certe că da. ai greșit sau n ai făcut la timp. Exact. Da. Uh, și, uh, mie, m inspir, și mie mi-inspiră și mi-a inspirat întotdeauna faptul că ești un om foarte puternic mental, foarte mm -hmm. strong pe partea asta. Ce fac diferit oamenii care sunt puternici mental față de ceilalți? Ok. Um, știm, sau mă rog, o să spun cum sunt eu, da? Um, Pot rămâne calmă în foarte multe tipuri de situație. Am o relație extraordinară cu timpul, adică timpul este un aliat și un prieten. Sunt foarte conștientă. De ceea ce se întâmplă în jurul meu. Adică am capacitatea de a intui sau am capacitatea de a fi foarte conectată cu ceea ce se întâmplă în jurul meu. Adică am un fel de atenție care nu este doar așa foarte focusată, știi, de tip laser. Am și un soi de atenție care este de tip umbrelă, dacă vrei. Mm -hmm. Și atunci... Distributivă. Distributivă, da, dar mai mult decât distributivă, adică next level de la distributivă. Și atunci am aceste intuiții și cumva mă ajută lucrul ăsta, pentru că intuiția este prezent plus 10 secunde și este foarte important să simți ce urmează. Și și oamenii foarte puternici mentali au un foarte bun acces la resursele interioare. Adică dacă am nevoie de focus, focus. Dacă am nevoie de locvență, locvență. Dacă am nevoie... Înțelegi? Îți activezi această stare da. din tine, așa, da. pur și simplu prin puterea intenției. Da. Exact prin puterea intenției. Exact așa exact așa și încă vreo două uh -huh. de exemplu eu mă energizează și mă activează foarte mult în momentul în care îmi imaginez că am un cilindru în jur și cilindrul este foarte plăcut, are așa roz și auriu și galben știi și în momentul în care îl învârt așa în felul ăsta știi de la stânga la dreapta încep să zâmbesc și îmi de energie bună uh -huh. și cu o tehnică de genul ăsta imediat nivelul meu de energie și de stare de bine crește uh -huh. și s-a demonstrat că este din ceea ce fac la cabinet, că este un exercițiu simplu pe care îl folosesc și alți oameni cu care lucrez. Ai o perioadă mai grea, simți că ți-a căzut energia la 4 după-amiaza, îți imaginezi că ești în acest cilindru din jurul tău care și care te le... protejează, nu? Da, care te protejează și care prin felul în care se învârte face să crească starea de bine și energia bună în interiorul și tău. Și de ce funcționează? Pentru că subconștientul nostru așa gândește în astfel de imagini. Exact.

Da. Mm -hmm. Și știi și tu că energia în anumite zone din interiorul nostru se învârte într-un sens sau în altul, și când găsești sensul la care te alimentează și care te reenergizează, faptul că mintea nu știe să facă diferența între real și imaginar, ajută de asemenea și cele două, învârtitul în sensul care te energizează, și culorile acelea, faine frumoase, mm -hmm. care pentru fiecare sunt altele, te fac să reintri o stare bună în 30 de secunde, în 40 de secunde. Mm -hmm. Și mi-am mai pus, ne-a învățat profesorul meu și tehnica aceasta de ancorare a anumitor stări prin ancore fizice, pentru că eu am învățat coaching cu NLP și atunci am câteva ancore și, de exemplu, în avion am avut o perioadă în care mi-era un pic mai mult teamă de avion pentru că a avut, să semn un zbor destul de neplăcut până la Paris și uh, atunci mi-am pus o ancoră aici și de fiecare dată când îmi ating globul urechi, uite-te, mă, te mă... bine dispui. Mă bine dispun, da. Uh -huh. Îmi vine o stare de energie și de bună dispoziție. Adică ți-ai asociat acest gest exact, cu o stare de bucurie exact, și făcând exact. asta mod Repetitiv, mintea ta a înțeles mesajul și, și e ca de un buton magic exact. pe care la, apeși. La fel, da, la fel tot felul de mici tehnicuțe de astea, trucuri. Care, da, de, de trucuri foarte bune, foarte, mm -hmm. foarte bune. Mm -hmm. Dar și nu, nu stau. Deci, dacă în corp simt o chestie care se strânge sau care înțeapă sau care mă deranjează, imediat fac un body scan, mă duc acolo și găsesc o metodă imaginară, absolut orice fel de metodă este binevenită, ca să desfac, să ușurez, să curăț, să aplic ceva, gen nu-mi imaginez, de exemplu, dacă ceva se strânge în corpul meu, că mă duc acolo ca un fel de racletă, curăț, 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 pe urmă șterg bine, fac curat să fie totul perfect și pe urmă pun așa o pasta albă care liniștește, care calmează. Deci lucrez mult cu subconștientul și prin astfel, astfel de Și foarte mult. Foarte, foarte uh -huh. mult. Și uh -huh. nu stau cu disconfortul în mine. Și funcționează. Foarte bine. Mm. Da. da De aceea ești o fire atât de echilibrată uh, Și mental și uh, emoțional Și uh, chiar ai multe de împărtășit Oamenilor pe și partea Și nu asta. am pornit de aici Deci am pornit de la un nivel de conștiință foarte scăzut Adică mult pilot automat Am pornit de la un people pleaser Exagerat pentru că așa Devenisem pur și simplu În prima parte a uh, Tinereții mele Adică chiar când am început să lucrez eu, Aveam comportamente foarte 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 puternice de pleasing others și nu, deci nu se mm. întâmplau lucruri bune. Cercai să faci da. pe placul altora, exact. nu pe placul tău. Exact, exact. Și nu prea eram într-o relație bună cu mine, aveam acest critic interior, aveam acest dialog interior depreciativ și toate, toate s-au rezolvat, adică sunt foarte lucrată. Adică da. Forma asta este o formă lucrată. Da. De asta eu și spun că merit să știi cine pot să devii. Chiar merită oamenii să știe că pot deveni Ce uluitori. Deci viața e un întreg uh, și de transformări și despre evoluție. Exact și schimbare constant. Exact, iar potențialul este uriaș. Deci spun, am luat uh, tineri în internship la mine în uh, companie, când lucram la corporație, uh, nu mai zic, dar acum la mine în companie care nu au capacitatea să stea concentrat, să stea la birou și toată lumea poate fi transformată, deci uh, om extraordinar cu o inteligență fenomenală, care nu avea antrenată capacitatea de a sta focusat și de a face lucruri, în un an mai târziu este cu totul și cu totul altceva. Dar eu cred în oameni. Eu vreau să îi sprijin și să le arăt ce potențial fenomenal au și vreau să le spun că este extraordinar să te ocupi de tine. Ocupă de tine, devino, de vino, Află cine vrei să fii și devino acel om, pentru că se poate în 2 ani de transformare, în 2 ani de muncă susținută, intri pe niște parametri și îți trăiești viața de acolo. Care sunt top 3 cărți așa de căpătâi pe care le-ai recomanda oricărei persoane interesate de creșterea și dezvoltarea sa personală? sunt pentru mine cele care m-au impactat cel mai mult sunt următoarele Cum îți vei măsura viața lui Clayton Christensen a doua este Obstacolul este calea lui Ryan Holiday și a treia este din o o altă dimensiune a, a vieții mele a, arta de a negocia a lui Chris Voss a, dar este și acolo foarte mult despre oameni și despre feluri de a fi și despre butoane pe care trebuie să le cunoaștem la ceilalți și la noi înșine și așa mai departe. Deci astea sunt uh, cărți care pentru mine au, uh, cu care am rezonat foarte mult. Dar eu citesc foarte mult, deci și multe altele. De mm. exemplu, îmi place Jordan B. Peterson. Mm. De exemplu, îmi place Ian Christ de exemplu, îmi place John Vivecchi, de exemplu. Deci, sunt foarte mulți oameni către care. Andrew Huberman. Mm, minunat, o să mi le comand și eu. Mulțumesc de sfaturi și de recomandări. Și mi-a făcut mare plăcere să te am invitata mea în podcast, așa cum am spus și în cartea Bucuria de a fi în formă. Orice transformare de succes începe, bineînțeles, cu noi înșine și despre asta am vorbit cu Elena, despre cum putem să ne transformăm pornind din interiorul nostru. Așa că îți mulțumesc mult și mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă. muito mais cheio Dragilor, atât pentru astăzi mulțumesc că ne-ați fost alături, acum e rândul vostru să dați informația mai departe, prin share, către rețeaua voastră de prieteni, astfel încât această cunoaștere să ajungă la cât mai mulți oameni dornici de o schimbare și o transformare reală și profundă în viața lor, iar pentru mai multe detalii, bineînțeles, o găsiți pe Elena Badea, pe rețelele de socializare, cât și pe website-ul ei, valoria.ro Până data viitoare, aveți grijă de voi, setați-vă obiectivul obiective foarte clare și începeți să lucrați cu voi și vă, astfel încât să vă cunoașteți și mai bine, așa cum a spus și invitata mea de astăzi. Mi-a făcut plăcere să fiți alături de noi și vă aștept data viitoare cu noi subiecte și noi invitați. Pe curând! Ciao!